și mergem în forță să, să arătăm pentru ce am muncit. Acum e rândul lui Iubi. Bravo! Poze, faceți poze! Neața, neața domnilor și bine v-am găsit la ziua concursului. Vorbesc foarte încet pentru că doarme toată lumea, este ora 6 dimineața. Eu m-am trezit, sunt plin de energie, am dormit foarte bine. Forma este tot ceea ce trebuie și de acum mă apuc să-mi pregătesc mesele. Astăzi voi intra pe la ora 3 pe scenă. Trebuie să mergem la vopsit al doilea strat, pe la 11, așa că este ziua cea mare. Eu mă pun acum să-mi fac prima masă a zilei, vă voi arăta imediat din ce e compusă, așa că haideți să începem ziua asta în forță și să facem tare. Ok, am revenit cu prima masă, pâine toast și făcută frumos prăjită cu ouă. Și aici cremă de orez cu banană, unt de migdale și dulceață. Nu știu ce am făcut să merit asta, dar mă bag să o mănânc. Uite și tu, ce filmează el? O fi bine? Dar ție ți-o fi bine? Cu banane de care mi le-ai mâncat dimineață? I-am furat banana, domnilor. Dar nu-i nimic, că se stricau acasă în coș. Bun ovăzul? Foarte bun. Ok, domnilor, masa 2 este ora 9. Am pus mâncarea la făcut. Vită, sparanghel și orez. Următoarele două mese din asta o să fie constituite. Am făcut și update-ul cu Dan. Forma este foarte bună, suntem foarte încrezători. Mergem cu toată inima să arătăm pentru ce am muncit și pentru ce ne-am dedicat și o să vedeți că o să fie bine. Am mai zis, cred, la 11 mergem să mă vopsesc încă o dată, mă mai întorc acasă, mai prind o masă și mergem în forță la concurs. Afară e vreme foarte frumoasă, este cald, v-am zis, a ieșit soarele și pe stradă și pe pregătirea noastră, s-au rezolvat toate lucrurile, așa că mergem foarte, foarte încrezători. Un pic posing și tanning-ul Ștefanei. Era păcat să nu o prindem puțin. Vai, Doamne, ce se vede umărul. Wow. Super. Continuăm cu încă un strat și o vedeți mai târziu. Ai dat drumul? Ce? Așa, acum stânga, da? Da, stânga. Ok, domnilor, am plecat spre concurs. Se va ține la Casino Estoril. Un monument turistic, un monument istoric, poate chiar aș putea spune, acest casino. Am văzut că este foarte bine îngrijit, grădină, tot ce trebuie, restaurant, unde o să mâncăm niște mici, dreapta. Este ora 1:06, cred că Ștefana va intra la 2, 2 și un pic. Eu până în 3 sunt pe scenă. Suntem pregătiți, am mâncat, ne-am odihnit, ne-am certat și mergem în forță să arătăm pentru ce am muncit. Suntem împreună și asta este cel mai important. Vă vom ține de acolo la curent cu mai multe detalii, cu Ștefana, cu mine, cu cum o să intrăm, ce o să facem. Nu știm nici noi exact cum o să meargă categoriile, dar vedem acolo pe loc. Bun. Ok, șoriceilor, am ajuns la concurs. Eu am mâncare pe de o masă pe fugă. Iubi păpăcește. Ce mănânci, Iubi?
Ia uitați, domnilor, uitați un pic câte corectitudine. Creveți cu orez, cu sparanghel, cu roșii. Suntem în față la Casino Istoriel. Haideți să vă dau o tură pe aici să vedeți cum arată. Aici sunt foarte mulți atleți, care unde va avea loc concursul, domnilor. Foarte frumos și aici este o grădină superbă. Și în spate, în partea aia, în spate, în fund, încolo, este oceanul. Aici este și o fântână arteziană. Cam așa e zona asta aici, e foarte frumos. Domnilor, ce vreau să vă spun, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și tot drumul acesta. Am ajuns aproape de final, mai avem un pas, dar toată munca asta deja a fost făcută. Acum doar trebuie să ne mai bucurăm de spectacol, să arătăm pentru ce am muncit și să fim foarte mulțumiți de ceea ce am făcut. De fapt, suntem. Mai stau și eu un pic și intrăm înăuntru să ne pregătim, domnilor. Power! Hello, Ștefi. Cum te simți? Puțin emoționat. Puțin emoționat, nu? Normal, dar că trebuie să trecem, să te gândești doar la victorie. Acolo ce masă ai? Doar două rândele? Da. Curie, așa, o mini carga. Deci tu ai zis tu ai ceva declarat? Eu aștept aici, domnilor, dar mă gândesc să urc o dată pe scenă și după aia să mă accidentez cu botul într-un burgeraș și să terminăm o dată, vă promit o formă foarte, foarte dominatoare și că o să fie ceea ce trebuie. Vă pup! Super. Super. Ce fain e sub pietrele, ia. Și make-up-ul. Acum e nevoie ca Ștefana să-și prindă costumul cu niște lipici. Pentru că e cam alunecă și în modul ăsta îl fixează exact cum are nevoie. Nu, vă filmez chiar. Și prin față pe aici oare nu trebuie să nu țeasă vreun curcui ceva? Întreb. Am mai văzut la fete când le ieșa câte un gurgui, știi? Să lăsăm la mine dusul la pe după ce m-am plipit. Vai! Bine, poți să leacă. Așa am făcut. Da, foarte interesant. Da. Acum a urmat partea cu uleiul. Uleiul ăsta acum oferă un luciu mai aparte tanningului. Sunt și ceva băieți pe aici care se ocupă cu asta, dar a zis că preferă să se dea singură. Da? Hello? Hello?
With yours? Yeah. So, change the glasses. Just change this. Dar văd și ei. Vrei cu aia sau? Ok. Mamă, Doamne, păcat că n-am telefon la mine. Dar vezi pe filmare. Ce se vede? Da, asta nu trebuie să zic, stai la cap. Fugi, sorry. Ia papuci și fugi. Gata, începi? Șo? Hai, iau! Hai, da. Pe cu luăm noi ăștia. Hai, fugiți, cu cameră, cu tot. Și noi mai avem voi, dar eu am? Eu nu cred că am. Look, I told you to put on my shirt. He's equal. Don't buy my shirt. Thank you, love. You can sus that on. Bomba. Mi se spune că nu s-a lucrat. Auzi când îl trimis pe George? Mamă, pitbull. Mă duc spre public, unde o să trebuiască să-l filmez pe Iubi, dar voiam să vă arăt și acest casino. Nu am fost niciodată într-un casino foarte super. Acum așteptăm să intre Iubi, cam în 20 de minute. Ca să aveți puțină idee cât de mare este scena. Acum așteptăm să intre și Iubi. Mi-au zis că nu m-am voie să filmez cu camera, dar văd eu cum fac. Trebuie să filmez neapărat, pentru că acesta chiar că o să fie un show epic. Sunt 100% sigură că o să câștige Iubi. Și deja îmi dau și lacrimile, numai că mă gândesc. Deci așteptăm să intre. Îi urăm mult succes. Hai!
idee să vedeți cât sunt la alte categorii. La B, iubi este la D. Sunt peste 20, cred că, de concurenți. La categoria lui Iubi o să fie doar 4 sau 5 din ce am înțeles, pentru că este o categorie mult mai grea ce privește kilogramele. Deci, mult mai multe șanse de 4. In fifth place. Results of figure, fifth place. Hai, Ștefi, hai. Seventh place. We have 113 Cristina Rodriguez. Păcat că nu merge zoom-ul mai tare. In sixth place, number 133, Marina Casino Polo. Hai, Ștefi, hai. Ia la Ștefi. Fifth place, number 112, Bruno Sosa. Fourth place, number 131, Sabrina Tibi. Hello, Ivana. Number 128, Antonie Pesevski. Hai, Ștefi! Vai! Vai, Doamne, Doamne, hai! Second place, number 129, Stefan Sandor! Locul 2, bravo, fetița! Vai, la mustață! O luat, că luai ca aia locul 1. New IFBB Pro, number 132, Manon Dundibi! Acum e rândul lui Iubi. La pregătiri. Ștefi deja o și coborât de pe scenă, dar n-am apucat să o văd eu. Telefonul tău e în geanta ta? Da. Hai, iubi, hai, iubi, hai. Bravo. Poze, faceți poze. Doar 4.
my son. De frente, front, abdominal pose. Your baby most muscular, más musculado. Relax. Caballeros, gentlemen, thank you. Bravo. George Emilian. Second place, 178 and one lock. Ok, domnilor, am terminat antrenamentul, concursul. Am terminat concursul și ne-am întors la dietă. La dietă. Am luat o zi liberă, o plăcere după concurs. Am ieșit să ne mai destindem puțin, să mâncăm o pizza foarte impresionantă. Mamă, ce bine arată, nu? Ce și micuță, nu-i mai tare. Da, mână. Așa ne-am mai luat niște crispy. Da, fetele hot dog, ce și-au mai luat? Ce bine arată și asta. Da. Foarte elegant. Câte o bere. Cu Dan aici ciocnim un pahar. Cheers. În cinstea acestei victorii. Și cu mine. Și le mulțumim că au fost alături de noi pe tot parcursul pregătirii și aici, pentru că aici a contat foarte mult. De când au venit ei, a ieșit soarele aici și n-am mai avut probleme, n-am mai avut nimic. Vom continua drumul acesta împreună, vom fi din ce în ce mai buni și vă promitem surprize noi. Domnilor... Nu ai anunțat ce loc ai luat, N-am anunțat ce loc am luat, dar crezi că ați văzut pe filmare. Nu. Locul 2 la clasic, categoria D, și locul 3 la culturism, categoria 100 de kilograme. Sunt mulțumit pentru că mi-a făcut treaba ca la carte, știu că am făcut tot ce a ținut de mine. Sunt mulțumit că am oameni frumoși lângă mine și mai mulțumit că știu sigur că pot mai mult. Domnilor, vă mulțumim mult, nu mai am răbdare că vreau să mănânc o dată. Dacă vă place ce facem, nu uitați de share, like și subscribe, nu uitați, până data viitoare, aveți grijă de voi, mâncați sănătos, nu ca noi, antrenați-vă și faceți ceea ce eviți. Power!